Comisia de organizare a alegerilor interne, numită de Biroul Național al PNL, este compusă atât din vechi membri liberali, cât și de partea fost pedistă, semn că se dorește o conciliere clară între cele două tabere din organizația maramureșană. Din comisie fac parte consilierii județeni Gheorghe Mihai Bârlea, Marinel Covaci, Gheorghe Marian, împreună cu primarul Felician Ciceu, Constantin Boloș, Felician Cerneștean, Cristian Țigârlaș și Alexandru Oros. Sarcina celor nouă nu va fi deloc ușoară, deoarece primarii liberali sunt total nemulțumiți de bramburala din filială după alegerile parlamentare pierdute cu brio de Mircea Dolha, precum și de interimarii puși de acesta. În plus, organizațiile din teritoriu sunt conduse de oamenii lui Dolha, unii numiți interimari în funcție, fără însă a avea pe deplin sprijinul membrilor. În plus, Comisia de organizare a alegerilor are mai mulți membri din fostul PD decât vechi membri liberali. Surse din interiorul partidului susțin că la ora actuală, în bătălia pentru președinția PNL Maramureș, se vor înscrie Felician Cerneștean și Ionel Bogdan. Călin Bota, noul președinte interimar al PNL Maramureș, este actualmente consilier județean, a fost consilier local, viceprimar al municipiului Baia Mare, secretar general al filialei și lucrează la Ocolul Silvic Baia Mare.